Cu ajutorul Domnului începem o altă lecție, a șaptea din tematica evangelizarea, atitudini de respingere a Evangheliei. Vom studia felul în care oamenii spun nu, rugându-ne ca Domnul să-i cerceteze și altă dată să spună da, dar totuși conștienți că Evanghelia are scop mântuirea, dar pentru unii v-ar sluji doar pentru mărturie. Omul este liber să-și aleagă credința și viața sfântă sau poate alege să trăiască fără Dumnezeu. În viața aceasta, ceea ce îi va semna condamnarea pentru eternitate în aceeași ipostază. Domnul Hristos spunea despre atitudinea oamenilor din vremea sa, citesc din Matei 21, încadrând toate categoriile de păcătoși și evidențiind atitudinea, răspunsul lor, Matei 21, versetele 31-32, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Deci în etape, în diverse forme de propovăduire, au avut aceeași atitudine de respingere, și de vreme și târziu. La fel scrie în cartea Apocalipsa, în mod repetat, despre oameni că nu s-au pocăit. Un refuz evident. Respingerea poate să fie o aparentă simplă indiferență sau o împotrivire fățișă și răuvoitoare. Vom studia șase atitudini ale oamenilor, toate de respingere a Evangheliei. Pentru că toți oamenii vor ajunge mai degrabă sau mai târziu, mă refer la cei care sunt chemați, la cei care aud Evanghelia, să răspundă întrebării, dar ce să fac cu Iisus? Așa după cum citim din Matei capitolul 27, atunci când dregătorul roman a întrebat, Matei 27, versetul 22, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Aici e de fapt întrebarea. Îl accept pe Domnul sau nu? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toți. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Motive? Argumente? Ei au început să zic și mai tare. Să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile tuturor și a zis, eu sunt nevinovat de sânge neprihănitului acestuia, treaba voastră. Deci e treaba fiecăruia în fond, în final, dacă va accepta sau nu. Să luăm în introducere încă un pasaj din Fapte 13, pentru a observa că așa a fost și în misiunea apostolică, versetele 40, 41 și 45. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre o să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă vă istorisi-o cineva. A nu crede nici de cum. Iată în versetul 45 o atitudine. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pism. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Și în versetele următoare, în cuvintele de atunci, apostolul le-a rostit sentința. Refuzul vostru se va solda cu pierderea mântuirii. Am spune că este o lecție ce o studiem cu tristețe, dar este o realitate. Sfinții vor primi și judecata și vor observa destinele fiecărui om. Să intrăm așadar în studierea celor șase atitudini. Nu este o listă exhaustivă, dar probabil sunt cele mai frecvente situații. În primul rând, o indiferență care poate fi pasivă sau disprețuitoare. Dacă indiferența pasivă se manifestă prin neparticipare la slujbele sfinte, prin materialism, ateism, indiferența disprețuitoare se manifestă prin înjosirea cuvântului sau prin disprețul trimișilor Domnului, a celor care îl propovăduiesc.
Luăm spre exemplificare un caz din Vechiul Testament, Cartea a doua Cronicilor, capitolul 30, unde este prezentată atitudinea semințiilor din nord atunci când regele evlavios Ezechia a trimis o solie prin care îi chema să se întoarcă la Domnul. Citesc doar versetul 10. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Aceeași atitudine a părinților s-a reflectat peste generații, după cum citim în Evanghelie și Noul Testament, după cum reiese și din pildele pe care Domnul le spunea. Când stăpânul și-a trimis solii să ia roadele viei și-a trimis apoi fiul, aceeași atitudine de respingere. Ne oprim doar la Luca 4, Domnul Hristos în Nazaret, versetele 21 în continuare. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea în Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Observați, nu aveau motive. Domnul era un exemplu pentru ei. Iisus le-a zis: fără îndoială îmi vei zice zica la aceea, doctore, vindecă de pe tine însuși, și îmi vei zice: fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. De exemplu, cu Elisei, cu Ilie, și apoi observați finalul, versetul 29, s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până la sprânceana muntele pe care a zis cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Deci când Domnul a accentuat mesajul și atitudinea lor de respingere, s-a accentuat. Mai întâi l-au disprețuit, în urmă au fost gata să-l ucid. Luăm și alte două exemple, cazul tâlharului nemântuit. Nu mai putea să facă nimic, era pe cruce. Dar și-a folosit singura capacitate ce a mai rămas în exprimare, în manifestare exterioară, vorbirea. Și spune Scriptura, citim din Luca, capitolul 23, de la versetul 39, ceea ce i-a și diferențiat pe cei doi tâlhari, unul mântuit și celălalt pierdut. 23 cu 39, unul din tâlhari răstigniți îl bat jocorea și zicea: nu ești tu Hristosul, mântuiește pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. O atitudine de dispreț. Și-a irosit ultima șansă în forma aceasta. Și chiar după ce a fost înfruntat de celălalt, tot nu s-a schimbat atitudinea. Un alt exemplu, fapte 17, o parte din Atenie din Aeropag. Observați că la toate categoriile sociale, de vârstă, se manifestă aceleași atitudini. Oamenii în fond sunt oameni cu mai puțină școală, cu mai multă, mai tineri, mai bătrâni, îi caracterizează aceleași stări. În fapte 17, citim de la versetul 32, doar în concluzie, despre acești filozofi indispuși să se confrunte cu adevărul. Când au auzit ei din învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestui lucru te vom asculta altă dată. Deci nu l-au prigonit pe Pavel, dar l-au disprețuit. Oarecum mai politicos decât evreii, care erau mult mai duri, dar aceeași atitudine de respingere. Așadar, o primă atitudine, indiferență, care poate să meargă de la o stare pasivă, nu vor să audă, nu vor să participe, până la o stare mai activată, în care atitudinea interioară se răsfrânge în afară și ajung și disprețuiesc, înjosesc cuvântul adevărului sfânt. Suficient ca să-și piardă mântuirea. O a doua atitudine, refuz deliberat. Oamenii care aud sunt unii care participă la slujbe, evanghelizări, înmormântări, cu alte ocazii, audiază un mesaj sub o formă sau alta, citește ceva, discută, cineva îi abordează prin Evanghelia de la om la om, dar nu acceptă cuvântul.
Unii nici nu-l înțeleg pentru că nu sunt gata să-l primească cu blândețe, cum scria Iacov, dar oricum nu sunt gata să se pocăiască. Și dacă nu-s gata să se pocăiască, și nivelul de înțelegere scade. Iată cum caracteriza profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 6, oameni ca evrei altădată care refuzau, pur și simplu nu voiau. Ieremia 6, citind de la versetul 16, așa vorbește Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea, mesajul, îndemnul, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, iată și făgăduință. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți culoarea minte la sunetul trâmbitei. Dar ei răspund: nu vrem să fim culoarea minte. Refuz. Dincolo de aceste cuvinte nu se poate trece. Oameni care aud că se bate la ușa inimii lor, dar care nu vor să răspundă. Citim și Noul Testament, Matei capitolul 10. Cuvintele Domnului Hristos, de la versetul 12. Așa și-a instruit Domnul ucenici, să se aștepte la astfel de atitudini. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea. Să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorii decât pentru cetatea aceea. La fel sunt identificați în sămânța căzută lângă drum. Oameni care nu aud, nu primesc și chiar ceea ce au auzit li se ia, pentru că satara fură cuvintele din inima lor. Tot Domnul spunea, citim din Luca 10, că acest refuz nu este refuzul oamenilor, adică al celor ce predică, ci refuzul mântuirii, refuzul harului lui Dumnezeu. Luca 10, un cuvânt greu, versetul 16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă nesocotește pe voi, mă nesocotește pe mine. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Ce trist! Oameni care nu vor să accepte, au ei motivele lor, de regulă vinovate, nu atât de mult din inconștiență, din necunoștință. Necunoștința se asociază cu necredința, dar Dumnezeu, tocmai prin cuvânt, vrea să îndepărteze necunoașterea și toată necredința. La un predicator s-a prezentat în finalul slujbii o tânără și i-a spus: prin cuvintele ce le-ai rostit, mi-ai înduplecat inima să accept, dar eu nu vreau. Dar de ce nu vrei? Fiindcă știu că altădată mi s-a spus că trebuie să renunț la prietenul meu cu care nu sunt căsătorit legitim și nu vreau să renunț. Așa că mai bine nu vreau să ascult mesajul, nu vreau să-l primesc mai exact. Refuzul are o motivație care îi face pe cei în cauză vinovați. Să ne amintim de tânărul bogat. De ce a refuzat el? Chiar dacă n-a pronunțat aceste cuvinte, probabil, a plecat întristat de tot. Avea motivele lui, avere, în cazul lui. Evreii din Ierusalim, din diaspora, despre care am citit din Fapte 13, de ce au refuzat? Aveau ei motivele lor. După cum scrie tot în Fapte, la capitolul 28, asta la finalul lucrării apostolului Pavel, după ce a ajuns la Roma, aceeași atitudine peste tot, foarte frecventă în cazul multor relaționări ale Evangheliei cu evreii. Fapte 28, citim din versetul 23. Ei au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui Pavel, care le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise, prin proroși despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara, explicații detaliate. Unii au crezut ce le spunea el, dar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă neînțelege unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți vedea
și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Deci, s-au făcut că n-aud, că nu văd și în final și-au pecetluit soarta. Și-au plecat vorbind cu aprindere între ei, împotrivindu-se și celor care au acceptat mesajul pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei prin Apostolul Pavel. O atitudine asemănătoare, ne întoarcem la Fapte 17, întâlnim la greci, nu doar la evrei, 17 de la versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia care îl întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavrajul acesta? Alții, când l-au zis că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Și n-au fost de acord, nici cei ce s-au adunat în Areopag, pentru că ei de la început nu au avut o atitudine ca Lidia, de exemplu, să asculte cu atenție, să fie sincer și Dumnezeu să le deschidă inima. Sunt așadar o categorie de oameni, de exemplu, cum sunt acum occidentale, au tot ce le trebuie și frecvent ne spun românii duși printre ei că se exprimă prin cuvintele, de ce am nevoie de Dumnezeu? Ba, mai nou sunt fel și fel de demonstrații în care fățiși prin pancarte, nu doar prin limbajul lor sau în spațiu virtual, spun, nu-L vrem pe Dumnezeu. Și psalmistul evidenția astfel de atitudine. Nu-L vrem pe Dumnezeu, sau în carte Iov este scris, să plece de la noi. Iată ce copii neascultători, cum spunea Domnul prin profet. Să ne păzească Domnul pe noi și pe toți ai noștri de astfel de atitudini, de refuz, să-i spui lui Dumnezeu nu, când vrea să-ți vină în ajutor și să te mântuiască. O a treia atitudine, indiferență cu amânare. Pe aceștia diavolul îi păcătuiește cu alte subtilitate. Amânarea poate fi o conștiență a realității sau o neînțelegere, dar în ambele situații e vorba de o motivație vinovată, de lipsa unei hotărâri ferme și cel îndoielnic nu poate să primească nimic de la Dumnezeu. Sau e vorba de o absență a dragostei față de Dumnezeu. Și dacă la un băiat ar prezenta cineva o fată și poți să-i o descrii cu toate calitățile, să mai fie și bogată dacă el nu iubește, dacă nu se deschide izvorul dragostei, în cel mai bun caz va amâna să ia o decizie. Dar în relație cu Dumnezeu, amânarea poate să fie foarte vinovată. Pentru că nimeni nu este stăpân pe ziua de mâine. Așadar, toți care amână se manifestă tot prin refuz, prin respingere. Am reauzit cazul acelui bărbat din Maramureș care venea la evangelizare repetat, chiar și la celelalte slujbe ale adunării din localitatea sa. Și îmi povestea un frate slujitor din zonă că a avut o vedenie într-o zi, cu ochii deschiși. A văzut doi îngeri în stânga și dreapta predicatului, între ei a întins o sabie până la mintea omului, la frunte, a făcut un semn, s-a despicat cutia craniană și cu un tampon în vârful săbiei a tamponat un chiac de sânge ce era pe creier. S-a închis totul la loc și vedenia a dispărut. Fratele s-a dus la slujitor și i-a spus, cine e omul acesta? E un prieten ce vine la adunare. Să știi că de astăzi va fi sănătos. Da, zice, are dureri de cap, nu-i găsesc oamenii leacul. Și a întrebat fratele după o vreme. Și acum când mi-a povestit, trecuseră câțiva ani. S-a pocăit? Nu s-a pocăit. De ce? Mai amână. Că nevastă sa este tare împotrivitoare. Deci pe lângă un cuvânt, Dumnezeu i-a dat și un semn. I-a făcut bine. Și tot amână.
astfel de oameni își vor rata în final mântuirea. Să citim din Luca 20 pentru a observa de ce oamenii aceștia se fac că nu știu, că nu le este clar și amână să se întoarcă la Domnul. În Luca 20, de la versetul 1, întâlnim conducătorii religioși și politici ai vremii în discuții cu Domnul Hristos, care l-au întrebat, versetul 2, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Îmi spune că a fost o întrebare care avea menirea să clarifice lucrurile, să-și decide și ei poziția. Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare, spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei, dacă răspundem din cer, ne va zice atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, că este încredințat că Ioan era un proroc? Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Nu știau? Știau, dar au refuzat să răspundă, să-și clarifice situația. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. De asemenea, citim în Ioan capitolul 5, o atitudine care completează acest peisaj negativ, versetul 40. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață? Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Dacă veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? În a explica această atitudine, să luăm două exemple. Fapte 24. Citim despre dregătorul roman Felix și soția sa iudeică, Drusila, care avea un interes material lipsit de dorințe sfinte. 24, de la versetul 24. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, i-a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Observați, n-a fost un refuz clar, a fost o amânare, altă dată. Totodată el trăgea nădejde că Pavel să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Au fost situații în care oamenii au amânat câteva zile și au murit. Poate cel mai trist caz, cel puțin din ceea ce știu eu, e cel al președintelui american Abraham Lincoln, care, așa cum știți, a fost un om deosebit de bun, un președinte de excepție în lista președinților americani. Și a amânat botezul. Pe o dată, undeva pre finalul primei decade din aprilie anului 1865, știți că a fost împușcat cu câteva zile înainte de data în care își programase botezul? Și l-a tot amânat. Și a rămas nebotezat. Nu știu eu soarta lui. Cunosc un caz aici în Banat, când dintr-o familie de 10, unul singur era necredincios. Și trăgeau nădejde, erau făgăduințe pentru el. Tot a amânat. S-a căsătorit în lume, s-a pocăit și nevastă sa și el tot a amânat. Și apoi a murit subit în jurul vârstei de 40 ceva de ani, fără să mă apuce să se întoarcă la Dumnezeu. Amânarea este hoțul care ne fură vremea. Nu contează motivele. E o înșelare. Un alt exemplu este Esau. Omul care și-a permis, din lipsă de dragoste pentru Dumnezeu, să disprețuiască lucrurile sfinte. Și spune Scriptura în Evrei, capitolul 12, sunt mai multe texte despre el, dar aici este explicația. Versetul 16, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ca și cele cinci fecioare ce au rămas pe din afară.
Și există o teorie escatologică a vremii tare agreată de oameni. Că se mai pot mântui unii și după răpire. Eu cred că și pe acest motiv unii amână pocăința. Sau chiar dacă se botează, amână o pocăință serioasă. Frate, când ne va strânge, atunci, la urmă, ne vom sili. Așa sunt și unii copii la școală, tot amână. Că o să ia note bune ultima săptămână. Dar la Dumnezeu nu e ca la școală cu oamenii. La Dumnezeu nu poți veni decât atunci când te cheamă. De aceea, să-i sesizăm în mod corespunzător pe cei care amână. Soția a avut un unghi după mama ei care a tot amânat să se întoarcă la Domnul. În jur vârstei 50 ceva de ani, a ajuns în spital în Timișoara, l-a rugat pe fratele Avram Veveriță, cunoscându-l pentru spiritul evanghelistic, să-l viziteze. A stat de vorbă cu el și spunea unchiul la un moment dat, că eu am promis că mă pocăiesc. Prima dată am promis când eram copil. Apoi m-am răsturnat odată cu camionul în Mureș și atunci am promis la Dumnezeu că neapărat mă pocăiesc. Și zice fratele Avram, și când? Ți vezi asta, nu i-am spus la Dumnezeu când. Și a murit de cancer la 50 ceva de ani nemântuit. Cu promisiunea, cu invitația în buzunar nesemnată. Pe unii îngăduie Dumnezeu ani de zile. La alții le îngăduie doar zile, El decide. Omul are datoria să înțeleagă că mântuirea are de-a face cu o zi. Astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii, spuneau profeții și reluau apostolii. O a patra atitudine, adversitate declarată. Oameni care resping, dar o fac în mod gălăjios, împotrivitor. În general, loialitatea față de un anumit crez, care are o dogmatică exclusivistă, mă refer la creștinism sau la secte, sau la alte religii. Aici avem de-a face și cu obiceiurile care de fapt formează interfața acestei relaționări. Oamenii care sunt îndoctrinați în modul lor de viață, în conceptele lor și nu vor să accepte, să renunțe la toate acestea. Impactul Evangheliei este puternic pentru aceștia și impus de decizii concrete și practice. Iar cei care resping, o fac într-un mod de adversitate care le mărește vinovăția. Sunăm un exemplu. Fapte 7. Ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus atunci când i-a abordat pe evrei, pe cărturari, observați cum și-au declarat aceștia refuzul. Marcu 7, de la versetul 5. Pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâini nespălate? Nu asta era problema în fond. De aceea Domnul le spune, fățarnicilor, cinstiți pe Dumnezeu cu buzile, dar inima voastră este departe. Iată cum îi ține așadar diavolul pe unii în întuneric. Creându-le un cadru foarte bine marcat, cu reguli, cu ritualuri, prin care ei cred că slujesc lui Dumnezeu. Și când le se pune în fața adevărul, așa că în fața lui Pilat strigă și mai tare, că ei sunt de fapt pe poziția adevărului, dar cu aceasta li se evidențiază falsitatea mai mult. Pentru că Domnul le explică aici, versetul 13, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. De exemplu, pun în față credința adevărată unui preot ortodox, de exemplu. Ce-ți va spune? Tradiție. Pentru că ei merg până dincolo de Biblie și și-au fixat crezurile, spune că totuși într-un mod ortodox, adică rămânând la cele originale, originale până după introducerea icoanelor, în secolul 8, când de fapt se instalase toată stricăciunea. Au apărut și mai târziu obiceiuri, că de exemplu nu toate
din zona românilor sunt specifice creștinismului din primele veacuri. Aici credința lor s-a încuscrit cu obiceiurile neamului nostru. Că nu sunt toate de la greci, mai sunt și de la daci. Dar țin foarte puternic la asta. Pentru tradiție. Povestea cineva din zona Galați, că și-a cumpărat o casă lângă biserica ortodoxă și exista acolo o cruce. Și fiind terenul propriu, a mutat-o undeva, ceva de genul acesta. Și s-a stârnit în toată comunitatea. Și primăria a cedat, că era forța votului, a majorității. Și a pierdut pe nedrept o parte din teren și a stârnit antipatia întregii comunități. Le-a deranjat acea icoană. Să luăm aici două exemple. Fapte 21. Evrei plini de râvnă pentru lege. Citim de la versetul 21. Iată ce i-a spus prezbiterii din Ierusalim lui Pavel. Dar ei auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să-și nu-și taie copiii împrejur să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, că-și vor auzi că ai venit. Și l-au îndemnat să recurgă la un șiretlic, ar spune. Chiar dacă cineva spunea că astea sunt șiretlicuri duhovnicești, nu știu exact, cumva să dea imaginea că nu i-a lepădat întru totul de obiceiuri. De aceea spune aici în final, versetul 22, să afle că tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Dar erau prea porniți. N-au mai stat să evalueze ultimul episod. S-au stârnit și doar cu autoritățile romane a fost smuls Pavel dintre ei, altfel l-ar fi rupt în bucăți. Știți, în zilele următoare, intraseră cu un jurământ să nu mănânce până când îi vor curma viața. Deci, când avem de-a face cu oameni zeloși pentru credința lor, aici situația se complică. În alt caz, fapte 19, dintre păgâni, efesenii constructori de temple păgâne, breasla la celor cu câștiguri religioase. Citim de la versetul 21, după ce Pavel își dorește să treacă pe acolo, ajunge în Macedonia, a trimis în Macedonia pe două din ajutoarele lui, el a trecut mai departe, atunci a fost acea tulburare. Dionisie, șeful breslei, are un discurs și spune pe 28, cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor, toată cetatea s-a tulburat. Versetul 32, unii striga una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Observați? Spiritul de grămadă în care oamenii doar atât le trebuie să fie cineva în față care dă tonul. Povestea o soră din Bucovina, știți că acolo oamenii sunt mai religioși, dar în multe mănăstiri în Moldova. S-a întors soțul la credință și spunea: frate, ea personal mi-a povestit, nu mai știu pe la câte mănăstiri și pe la câți preoți am umblat. Și mi-au spus că e foarte grav, s-a rătăcit de la credință și o să leagă de copiii noștri. Îmi venea să-l bat. Și el îi spunea numai atât: măi femeie, citește Biblia că tu te lămurești singură. Și îmi spunea într-o zi, fiind în adunarea ortodoxă de schimbare la față, mi-a venit în minte textul din Matei 23, cei ce umblă cu haine lungi și le facă lumea plecăciune, și am zis: ăștia-ți măi. Și am ieșit afară și m-am dus la bărbat și am spus: mulțumește Domnului că m-a luminat pe mine. Dar până atunci, oamenii aceștia se manifestă foarte zgomotos. Să le încalci tradițiile, obiceiurile și stare multe. Oricât a evoluat societatea, aceste obiceiuri
chiar dacă se transformă, vorba din știință rămâne valabilă, nimic nu se pierde. Numai schimbă formă, starea. Iată și o altă atitudine de respingere care e soră cu aceasta, care e sora mai mare. În potrivire cu represalii, cu martiraj, cu prigoană. În primul veac asta venea în prim plan din partea iudeilor. Ei nu aveau putere pe cât își doreau să o facă. De aceea și pe apostolul Pavel l-ar fi omorât ei urgent, numai că erau romani la conducere. În general, această atitudine s-a manifestat în spectru religios, uneori cu accente filozofice, dar în mod deosebit, la intensitate maximă, atunci când a beneficiat de sprijinul conducătorilor politici. Deci cei din categoria anterioară, care privesc total cu ogrăi Evanghelia, când beneficiază de acordul puterii, trec urgent la represalii. Îmi povestea un frate, că aici e aproape, la cinci colțuri, am văzut pe cineva că a aruncat o hârtie aici. Și a zis, domnule, dar e spațiul unei biserici, nu-i coș de gunoi. Dacă ar fi după mine, aș pușca, sau nu știu ce a spus. Deci, până în altă, nu-i după ei. Numai când Domnul îngăduie să se întâmple una ca aceasta. Iată ce citim din Fapte, de exemplu, din capitolul 17. Și vă rog să vă amintiți că atunci când a plecat Pavel în prima călătorie misionară, peste tot stătea o vreme până venea valul. Și după cum spunea Domnul, când vor prigoni într-o cetate, fugiți în altă. Luăm doar un simplu caz, un singur caz. Și simplu aș putea spune. Fapte 17:13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să turbure și să atâțe noroadele. Și au trebuit să plece. Citim din 22, Cartea Fapte, versetul 22. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, cel referitor că Dumnezeu l-a trimis la neamuri. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Ar fi dat cu pietre, dar nu era voie. Știți în cazul lui Ștefan cum s-au manifestat. Aici, la exemple, îi putem da pe evreii aceștia ca să vedem starea maximă acestei atitudini împotrivitoare din Fapte 7. Așa numiți oameni tar la cerbicine tăiați împrejur cu inima. Doar în verset citim 58. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, ca să fie după lege, cu martori. Și credeau, după cum și Domnul spunea, că fac o slujbă lui Dumnezeu cu aceasta. Tot aici l-am încadrat și pe Faraon, care prin atitudine de la început se poate încadra la atitudinile anterioare amintite până aici. Dar în final a ajuns și el la represalii, când i-a spus lui Moise să nu te mai arăți aici că vei muri. Numai că nu era rândul lui Moise să moară, era rândul lui. Că Dumnezeu știe ce îngăduie și cât cu cine. Și o ultimă atitudine cu accente demonice, încercări de deturnare adevărului Evangheliei. Demonii sunt mult mai diplomați decât oamenii. Ei merg pe o formă de coabitare, de sincretisme, dacă nu au altă șansă. Amintiți-vă de vrăjitoarea din Filipi, Fapte 16. Știți ce spune ea? Demonul care era, de fapt, că de îndată ce a plecat ea n-a mai spus odată vorba aceea. Aceștia-s robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Într-un mod diferit, dar cu același scop, s-a manifestat Elima din Fapte 13, care voia să abată pe Sergius Paulus de la credință. Ei, când avem de-a face cu astfel de oameni, trebuie să apelăm la Dumnezeu și prin puterea sa, aceste forțe demonice să fie date la o parte. Amin? Așadar să luăm în calcul și un impact direct cu demonii în lucrarea de evangelizare.
frații care lucrează în Oltenia, de exemplu, adesea au de-a face cu vrăjitorii, cu lucruri oculte. Povestea un frate care s-a mutat, sau cel puțin s-a implicat intens într-o zonă în județul Sibiu. Și așa piedici avea, împotrivire, până când în noaptea a visat că era palatul unui stăpânitor al zonei și el discuta în contradictorul cu el în biroul lui. Și a spus, ce cauți în zona aceasta? Nu știi că de la Sibiu până la Avrig eu sunt stăpân? Și fratele a spus, vreau să fac aici o biserică. Nu te las. Și în timp ce ei se contraziceau, au intrat doi slujitori de la altă confesiune, l-au salutat respectos pe șeful, să-l numim, și s-au dus la treaba lor. Și ăsta zice, vezi, păi ei las, că ei au acceptat colaborarea mea. Ori accept să colaborăm, ori te dau afară. Și spunea acel frate, era tânăr, n-am acceptat să colaborez, dar a trebuit să renunț la zona aceea. Așadar, să recapitulăm, avem de-a face cu atitudini de indiferență, care par foarte simple, nu ne deranjează, eventual ne mâhnesc. Avem de-a face cu unii care refuză așa direct, cu alții care amână, cu alții care devin din ce în ce mai împotrivitori, și chiar cu unii care sunt total împotrivitori și răufăcători. Sau chiar cu diavolul, cel care de fapt stă în spatele tuturor acestor atitudini. Să punctăm acum trei concluzii scurte. Trecerea dintr-o tabără în alta e o problemă complexă. Oamenii au obiceiuri, au prieteni, care nu e ușor să fie schimbate sau schimbați, iar unii nu vor plăci niciodată prețul schimbării. Spunea Domnul, cine iubește mai mult pe ai lui decât pe mine, nu-i vrednic. Oamenii sunt obișnuiți într-un anumit fel, un mod de viață. Evanghelia înseamnă de la moarte la viață. Dintr-un sens, să te schimbi total, să mergi în alt sens, spunea Domnul, citesc din Ioan, capitolul 7, de la versetul 46, aici sunt cuvintele despre Domnul Iisus, nu sunt cuvintele Domnului. Aproape au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii au răspuns, doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Dar poporul acesta care nu știe legea este blestemat. Cine credea în Domnul Iisus risca să fie dat afară din sinagogă, ceea ce se solda cu pierderea unor drepturi și chiar cu bătaie? Mai cu seamă clasa conducătoare. Cum? Dintre ai noștri nimeni. Pentru că nu e ușor să treci dintr-o parte într-alta. Pe pagina din dreapta, aici sunt cuvintele Domnului, în 8 cu versetul 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul o face slobos. Și i-au negat că au nevoie de așa ceva. Deci, cu alte cuvinte, ar fi fost gata să-L accepte pe Domnul Iisus dacă li se permitea să rămână așa cum sunt. Cum, de exemplu, e ușor să vestești Evanghelia la indieni dacă le inclus pe Domnul Iisus în panteonul lor. Ah, și Domnul Iisus este un zeu alături de ceilalți. Și Vakrishnu, alții. Să spui că trebuie să renunți la toți aceia și să rămână numai cu Domnul Iisus. Asta e prea de tot. Te repudiază familia, ai probleme în societate. Da, de fapt, asta înseamnă să accept. Și de aceea unii nu accept. Nu sunt gata să plătească acest preț și să-și schimbe viața. În al doilea rând, la concluzii, notăm faptul că în funcție de atitudinea respingătoare a omului, Dumnezeu decide după o vreme împietrirea inimii. În urma acestei decizii divine, care urmează atitudinii umane, oamenii nu se mai pot pocăi. În Romani, capitolul 2, este scris că Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Le face oamenilor bine și cel mai mare bine e jertfa prin Domnul Iisus. Dar spune în 2 cu 4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, deci întâi este împietrirea omului,
din proprie inițiativă, adică refuzul, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mânării și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dacă omul refuză, depinde de câte ori are harul să fie chemat. Dacă omul tot amână, în final Dumnezeu decide să împietrească el inima. Fază din care și după care omul nu se mai poate mântui niciodată, nici dacă ar vrea. Spunea Domnul Matei 13, citim de la versetul 12, căci celui ce are, îi se va da, adică celui ce are dorință să se pocăiască, îi va da Dumnezeu harul să-și completeze răspunsurile la întrebări, să primea, îi va da puterea să se poată pocăi și va avea de prisos. De la cel ce n-are dorință să se pocăiască, inimă sinceră, îi se va lua chiar și ce are, adică dreptul să se mai mântuiască. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi, nu veți înțelege, veți vedea, dar nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de ureche, asta în prima fază, vinovăția omului și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să întoarcă la Dumnezeu, ca să-i vindec. Fază din care Dumnezeu, scrie și în Fapte 28, asta nu mai revin, am citit mai înainte, Dumnezeu împietrește el inima acelor oameni, ca și în cazul lui Faraon. La primele 5 plăci este scris că el și-a împietrit inima, de la a 6-a până la a 9-a, este scris că Dumnezeu i-a împietrit inima. A 10-a a fost deja judecată. Și în al treilea rând, notez faptul că necredința este întotdeauna piedica de netrecut care face imposibilă mântuirea. De aceea, cuvântul dătător de credință e singura armă care poate face tăierea împrejurul a inimii. Fără credință nu există mântuire. Dacă nu se deschide izvorul de credință. De aceea mesajul trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt cele mai potrivite cuvinte, cele din Biblie. E un adevăr prezentat prin mesajul profeților, al Domnului, al apostolilor. Evreii și-au pierdut drepturile prin necredință, insistă foarte clar autorul în Evrei, capitolul 3 și 4. Dar eu citesc pentru vremea noastră, pentru neamuri, 2 Corinteni 4. Spune în versetul 2 că nu stricăm cuvântul, spune apostolul, să ne ajute Domnul să facem și noi la fel, să fie prezentat adevărul, în așa fel încât să fim primiți de orice cujet omenesc înaintea lui Dumnezeu, deci noi să fim fără vină în prezentarea mesajului. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, adică dacă unii o resping, e acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Singura șansă pentru o minte întunecată ar fi lumina Evangheliei. Dar dacă diavolul îi ține tot în întuneric, peste aceasta nu se poate trece. În încheiere, să notăm în mod aplicativ că întrucât Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor, este datoria noastră să îndemnăm fierbinte să se pocăiască. Chiar dacă suntem conștienți că nu toți vor veni la credință. În 2 Corinteni 5, citim aici în continuare, scrie de la versetul 19, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, oferindu-le șansa, neținându-le în socoteală păcatele. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta ne revine nouă. Să mergem până la a ruga fierbinte, în a face totul pentru Evanghelie, cum spunea Pavel, deși era și el conștient că, în cel mai bun caz, cei mai mulți vor fi mântuiți, dar nici de cum toți. Pentru că spune în Roman 10, același Pavel, versetul 16, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?
cei puțini să binecuvinteze pe Domnul dacă au crezut și să îndemne câtă vreme vor mai avea har și pe ceilalți. Și în ultimul rând să reținem și să le spunem oamenilor, refuzul acceptării Evangheliei constituie condamnarea principală în ziua judecății, fiind nesocotirea harului vieții veșnice un afront la adresa lui Dumnezeu. În Ioan 12 spunea Domnul Hristos, și asta va fi marea vinovăție de care oamenii nu sunt conștienți. Ei se bizuie pe fapte, unii, alții pe tradițiile lor. Ioan 12, și de aceasta nu scapă nici cei indiferenți. Versetul 40 și 4. Iar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi? Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Domnul să cerceteze oamenii cu puterea sa și pe noi să ne învrednicească să putem să îi rugăm fierbinte și bunul Dumnezeu să ne cerceteze pe toți cu mântuire. Amin.